Am fost întrebată de ce să te mai căsătorești. Nu este mai simplu doar să stați împreună? Mulți tineri își pun întrebarea aceasta, totuși sunt și persoane de vârsta a doua care au divorțat și au nelămuriri pe acest subiect. La prima vedere este mai simplu, doar să fiți împreună și atât. Vă bucurați unul de celălalt și nimic nu mai contează. Totuși există o mică diferență între cuplurile căsătorite și cele necăsătorite. Când nu aveți acte împreună, este ca și când mâine, dacă este nădare, unuia dintre voi să plece și a valiza și a plecat. Teoretic, nu aveți ce împărți. În realitate, locuind împreună, ajungeți să cumpărați lucruri împreună, să investiți timp și bani pe locul comun în care locuiți. În realitate, este o lipsă de asumare a relației. Evident că această lipsă de asumare poate apărea de multe ori și în cuplurile căsătorite, când unul sau amândoi partenerii renunță la relații la nivel energetic. Totuși, au avut măcar această asumare la început. Când din start pornești fără să-ți asumi partea ta de responsabilitate pentru cum merge relația voastră, atunci ce rost mai are să fiți împreună? Schimb părerea ta în comentarii. Sunt Alena Paula Șchiobei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.